Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Nu le-au intrat la timp salariile în conturi, nu au cu ce să mai lucreze la mină și ortacii de la schimbul 1 de la mina Lonea au intrat mai târziu în șut în această dimineață. Problemele s-au acumulat cu fiecare zi și cei care trudesc în subteran nu mai cred în ziua de mâine. Situația a fost detensionată câteva ore mai târziu și până la urmă au intrat în mină, iar banii lor în conturi. S-au săturat de minciuni și lipsuri, iar în momentul în care au constatat că banii nu le-au intrat în cont, au refuzat să mai coboare sub pământ. Au spus că își riscă inutil viața și că așa nu se mai poate și după 3 ore au plecat totuși spre puțul minei. Liderul lor este cel care i-a lămurit. La schimbul 1, minerii de la mina Lonea au refuzat să intre în subteran, faptul că nu și-au primit drepturile salariale. Este deja a doua zi de întârziere. Dar pe lângă faptul că nu și-au primit drepturile salariale, mai este și o problemă mult mai gravă, care minerii pur și simplu nu mai au curaj să intre în abataje. Deja se trece la un program de lucru de oprirea fronturilor de lucru, asigurarea fronturilor pentru a evita alte pericole. Noi la Lonea pur și simplu nu mai avem cu ce lucra. Lipsurile și riscurile la care se supun zilnic i-a făcut pe mineri să răbufnească încă o dată și până la prânz aceștia au aflat că s-a făcut un efort pentru plata lor. Totul, spun minerii, acum s-a întâmplat din cauza că s-a ieșit din insolvență și imediat conturile au fost blocate. Conducerea ne spune că conturile complexului energetic Unedoara sunt sub sechestru, nu se mai poate cumpăra materiale, nu mai sunt bani, deci toți dau din număr. Acea ieșire din insolvență, care acei deștepți, în ghilimele, or benevoi să ne scoată din insolvență, iată rezultatul. De conturile celor de la CEH depind și minerii care le livrează huilă de la minele ce sunt pe închidere, iar situația este la fel în toate unitățile miniere. La doar câteva ore după ce inspectorii de muncă au închis un abataj cu probleme grave de la mina Livezeni, minerii au reușit repunerea lui în funcțiune. Singurul abataj care dă producție a fost redeschis. Însă inspectorii de muncă le atrag atenția celor care lucrează acolo că viața este mai importantă decât producția de cărbune. Singurul abataj de la mina Livezeni care dă producție a fost închis de inspectorii de muncă din cauza neregulilor și acumulărilor de metan. Însă, în maxim 3 schimburi, minerii l-au repornit. Ileana Bodea, șeful Securității și Sănătății în Muncă din cadrul ITM Petroșan, trage acum un semnal de alarmă către cei de la mina Livezeni, pe care îi avertizează să facă tot posibilul să evite o tragedie. Într-adevăr, la schimbul 3, MLI Livezeni a repus în funcție abatajul, specificând că au asigurat anumite lucrări de reprofilare, de asemenea au scos materialele care obturau și aceste materiale, galeria de bază, galeria de cap, au redirecționat aerajul și au reușit reducerea concentrațiilor de metan, spun ei, undeva 0,3% pe abataj, 0,6% în galeria de cap și respectiv în nișa de degazare. Datele le-au fost trimise inspectorilor de muncă după ce aceștia au găsit la 3 controale succesive abateri grave și depășiri nepermis de marea concentrațiilor de metan, care pot provoca oricând explozii. Trebuie avut mare grijă datorită faptului că nu este la prima constatare a noastră că pe galeria de cap, mai ales intersecția abatajului cu galeria de cap, concentrația de metan este peste limitele admise. Cred că este al 3-lea control când constatăm acest lucru. Eu sper că nu s-a făcut o punere în funcție numai pentru a da producție cu orice preț și se mențin în continuare concentrații de metan, care, revin și spun, nu erau peste 2% la controlul nostru, dar erau peste limita admisă. Inspectorii se tem ca în timpul lucrului, în abatajul mecanizat, să nu crească concentrațiile de metan. În plus, MLI Livezeni a fost amendată 2 luni la rând. Sper să fie toată lumea conștientă că nu poți să pui viața oamenilor în pericol. Nimic nu merită, nici că trebuie să dai producție, absolut, nimic nu merită să faci în detrimentul securității oamenilor.
Numai puțin de 14 blocuri din Petroșani sunt propuse pentru reabilitare termică, iar alte 10 vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Sunt lucrări începute și neterminate, dar care vor fi finalizate, iar fondurile nu au fost deturnate, așa cum se vehiculează mai nou în presă. Directorul Serviciului de Administrare a Domeniului Public împreună cu primarul din Petroșani au făcut precizările necesare. S-a zvonit că nu ar ieși la socoteală vreo 300.000 de lei, bani folosiți pentru reabilitarea termică a blocurilor din Petroșani. Banii sunt în conturile municipalității și acum se așteaptă finalizarea ultimelor detalii la aceste blocuri, așa încât să fie decontată lucrarea. Primăria Petroșani n-a pierdut sau n-a returnat niciun fel de fond legat nici de anvelopări, nici de alte finanțări. Banii nu au plecat din Petroșani și spun autoritățile locale, care calmează inflamațiile din mediul online cu precădere, nici nu vor ieși decât ca deconturi la lucrările ce vor fi efectuate. Modul de decontare a plăților efectuate minister către constructor prin noi, prin municipiul Petroșani, s-a desfășurat în modul următor. Comisia, împreună cu constructorul și cu dirigintele șantier, întocmea situațiile de plată, situațiile de lucrări efectuate în teren, acele devize, acele situații se înaintau ministerului, după care se semna contractul de finanțare cu ministerul, ministerul ne vira banii în contul municipiului și noi, la rândul nostru, viram banii în contul constructorului. Referitor la acea informație care a apărut legat de 3 miliarde de lei vechi, că au intrat în contul nostru, că n-au intrat, mă rog, acele discuții care au apărut în presă, vreau să vă spun că suma respectivă n-a intrat niciodată în contul municipiului, acea sumă se află în continuare în contul ministerului, dar acea sincopă a apărut în ce sens? Exact cum v-am spus, s-au făcut situații de plată și se înaintau ministerului, după care ei ne virau banii. La momentul schimbării guvernului au schimbat tactica sau metoda de lucru. N-au mai acceptat situațiile în avans, ci se întocmea contractul de finanțare, după care veneam cu situațiile de plată și ne decontau. Ei, noi având întocmite acele situații de înainte, s-a perpetuat această sumă și a rămas în continuare în contul ministerului. Banii vor ajunge la Petroșan după finalizarea tuturor devizelor de lucru. Valoarea totală a contractului este de 2.948.039 de lei, iar cota ministerului, respectiv 50% din valoare, este de 1.474.019 lei. Din această cota ministerului s-au decontat anumite sume, proporțional cu lucrările efectuate în teren. Acum, din cele 10 blocuri, 7 sunt recepționate și mai sunt 3 în curs de reabilitare, cele mai multe fiind în cartierul aeroport și pe 1 decembrie 1918. Alte 14 blocuri vor intra în programe de anvelopare, spun cei din primărie, și acum se lucrează deja la proiecte. În perioada 23 mai 10 iunie, toți elevii din clasele a doua, a patra și a șasea vor susține testele din cadrul evaluării naționale. La nivelul județului nostru sunt vizați peste 10.000 de elevi din 92 de unități școlare. Este al treilea an în care elevii claselor a doua, a patra și a șasea susțin testele din cadrul evaluării naționale, conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului aprobată prin ordin de ministru. Elevii vor primi subiecte unice pe țară elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Testele susținute la evaluarea națională nu vor fi notate în sistemul clasic de la 1 la 10, ci pentru fiecare răspuns se va acorda un cod, respectiv dacă răspunsul este corect, greșit, incomplet sau absent, va fi apreciat cu un anume cod. Pentru fiecare elev se va întocmi o fișă individuală de evaluare, iar în baza acestor fișe se va realiza un raport al rezultatelor pentru întreaga clasă. În funcție de rezultatele obținute în urma evaluării naționale, se vor stabili unde sunt punctele slabe în ceea ce privește pregătirea elevilor, iar cadrele didactice vor trebui să ia măsuri de ameliorare. Rezultatele acestor teste nu vor fi trecute în catalog, sunt confidențiale și se comunică părinților pe bază de semnătură, acestea având rolul de a scoate în evidență eventualele deficiențe în pregătirea școlară a elevilor, determinând dascălii să ia măsurile necesare pentru ameliorarea lor.
Petroșaniul nu este ocolit de investitori, iar administrația nu i-a defavorizat pe cei care au încercat să vină aici. Primarul Tiberiu Iacobriții susține că au fost 5 investitori interesați de zona noastră. Au cerut hale și apoi au spus că vor reveni. Deocamdată niciunul nu a mai venit, poate și pentru că de la noi s-au dus la Gorj și Caraș-Severin. Au vrut să facă o fabrică de confecții, iar investitorii erau italieni. Alții au cerut o hală pentru realizarea unor componente electrice. Au venit și investitori care au vrut să confecționeze aici huse de mașini, alții componente auto sau piese. Nu au mai revenit după discuții și, spune primarul din Petroșani, poate au găsit în alte locuri oportunități mai avantajoase pentru ei. Dar nu că ar fi vorba că nu au fost lăsați să facă ceva. Se tot lansează ideea că noi am blocat investitorii. Că am fi blocat investitorii, că există grupuri de interese care în jurul nostru fac nu știu ce. Total fals. Și vă și spun de ce. În Petroșani, structura majoritară a investitorilor din acest moment este legată de servicii, de comerț, da? Și de lucruri care, mă rog, țin de turism și alte lucruri. Nu este o structură majoritară a investitorilor existenți în partea de producție. Și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră, cine ar avea interesul dintre cei existenți să nu vină investitori care să facă producție, care să fie până la urmă beneficiarii și clienților și la comerț și la servicii. Deci e o aberație. Bugetul pe acest an pentru investiții este la Petroșani de 68 de milioane de lei și din acești bani administrația va crea și hale de care acești investitori au nevoie. În plus, o mare parte se duc pe lucrările deja începute și o parte pleacă spre investițiile din Parâng. Cerințele lor au fost, dați-ne și puneți-ne la dispoziție o situație cu halele pe care le aveți în proprietate sau disponibile, fie că sunt domeniul public, fie că sunt private. Am făcut această situație, cu fiecare am stat de vorbă, le-am pus în contact direct cu proprietarii de hale, deci nu prin noi, au luat legătura, au și fost, au și vizitat și au ținut legătura în continuare. Deci nu a fost nimeni refuzat. Investițiile în zona Văijiului sunt poate gândite și din perspectiva distanței prea mari până la autostradă, iar unul dintre cei care a purtat discuții la Petroșani s-a dus deja la Orăștie și apoi devine este și imaginea Văijiului, pe care nimeni nu s-a sinchisit să o schimbe, ba mai mult a fost lovită oricând și pe orice subiect. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă dorim tuturor o seară cât mai bună!